Mircea Eliade o caracterizează drept ultimul martor al penultimei Europe. Generalul de Gaulle spunea: Marta, vous êtes d'Europe, sunteți într-o chipare a Europei. Nu e întâmplător că o carte pe care ea miza mult se numea Nimfa Europa. Cine a fost până la urmă Marta Bibescu? Prin minuțioasă cercetare în arhive din țară și străinătate, Asociația Culturală Patrimoniu pentru Viitor descoperă și aduce în atenție unele imagini și documente inedite care, cel puțin în România, nu au văzut încă lumina ecranului, propunându-și nu un demers exhaustiv, ci o călătorie în încercarea de a descoperi laturi ale unei personalități complexe și greu de pus în tipare, o căutare. Aici, în fostul Palat Regal, Marta Bibescu a ajuns adusă de buna sa prietenă, principesa Maria. Marta a fost nu doar o aristocrată și o femeie de lume și o scriitoare importantă a vremii, ci și un fel de diplomat sui generis pentru cauza României. Marta e un personaj care marchează epoca. Iubirile Martei au făcut obiectul a numeroase scrieri, amintiri și zvonuri. Dintre toate iubirile ei, Marta Bibescu a nutrit cele mai temeinice sentimente față de Mogoșoaia. Pentru ea, Mogoșoaia a reprezentat sinteza a ceea ce putem numi patriotismul față de România. În 1945, Marta pleacă definitiv din România și se stabilește în Franța. Perioada franceză a coincis cu perioada senectuții. Pe mormântul Martei, aflat la Menar, pe Valea Loarei, este înscris succint: scriitor francez. N-a scris în românește, dar tot ce a scris ea e imbibat de spirit românesc și a făcut un serviciu uriaș României de atunci în mediul european. Și cred că povestea Martei Bibescu e în acest sens inspirațională. Cred că merită redescoperită Marta Bibescu și folosită într-un dialog despre ce e identitatea românească. Putem spune că Marta Bibescu a fost un pionier român al spiritului european. Poate fi deci Marta, această La Nymph Europe, un model? Un film căutare.